Sfârșit tragic și pentru o pictoriță de 23 de ani din Iași, care a murit intoxicată cu monoxid de carbon în casa iubitului ei. Tânăra a dat drumul la sobă, dar a uitat să deschidă gura de aerisire. Gazele toxice au amenințat-o, iar când familia a intrat în cameră, au găsit-o deja fără suflare. Diana a fost găsită inconștientă de familia iubitului ei. Oamenii au sunat imediat la ambulanță, în timp ce vecinii familiei sperau la o minune. Ar fi avut un opritor la sobă. Și opritorul ăla, probabil, nu a fost treabă. Numai sus, partea de sus, nu au... Au somn. Și somnul de gaz sunt foarte periculoase. Din păcate, la sosirea echipajului de salvare, tinerei de 23 de ani i se oprise inima, iar manevrele de resuscitare au fost fără rezultat. S-au instituit manevrele de resuscitare cardiopulmonară timp de aproximativ o oră, din păcate fără rezultat, fiind scoasă din mediul toxic mult prea târziu. Diana era studentă la Facultatea de Arte, unde avea două mari iubiri, pictura și pe Mihai, și el artist. Locuiau împreună și aveau multe visuri împreună. Erau prieteni, erau pictori amândoi, pictau, faceau împreună. Stă împreună cu băiatul ăsta, căsătorească. Trupul ei a fost dus la morgă pentru efectuarea necropsiei.